Slăvit să fie Domnul! Fraților și surorilor, ne bucurăm să venim în mijlocul dumneavoastră din Cluj, de la biserica pe care mulți cred că o cunoașteți, Biserica Albinii. Avem câțiva albiniști aici și ne bucurăm să îi revedem. Salutul bisericii noastre este Maranata, Domnul nostru vine! Acum, fiindcă s-a mai spus, programul este așa cum este, aș vrea și eu să vorbesc din Roman, din capitolul 8, din textul care s-a citit, câteva lucruri care să ne rămână fiecăruia dintre noi și aș vrea să vorbesc o cuvântare scurtă. Sper să mă încadrez în câteva minute. Știu că era la un moment dat o ceremonie și era un sărbătorit, așa cum este la astfel de evenimente, se sărbătorea cuiva ziua. Omul acesta era destul de bine văzut și a chemat pe un maestru de ceremonii ca să regizeze tot, să aranjeze tot. Și erau printre invitați, era cineva care era orator, era bun orator. Și fiindcă era foarte, foarte, foarte înaintat timpul, maestrul de ceremonie a spus: auzi, vorbește foarte scurt, caută o cuvântare, dar scurtă de tot. Și el s-a ridicat și le-a zis: mulțumesc că m-ați chemat. Și s-a pus jos. Imediat maestrul de ceremonie: băi, omule, mă faci de rușine, hai, zi-o atunci pe aia mai lungă, cuvântarea aia mai lungă. Se ridică, zice: vă mulțumesc foarte, foarte mult că m-ați chemat aici. Și s-a pus jos. A zis-o de două ori mai lungă. Așa că, fraților și surori, să fim foarte atenți. Că vorbim mai lung, că vorbim mai scurt, dar știți ce? Să vorbim ceea ce trebuie. Că putem să vorbim și esență din Scriptură, să extragem esență, așa cum albina extrage mierea din flori. Sau putem să vorbim mult, mult și omul să nu aleagă mare lucru din ceea ce vorbim noi. Asta o zic în general, nu fac absolut nicio aluzie. Haideți puțin să ne apropiem de Romani, de capitolul 8 și să vedem aici că există trei legi. Versetul 2 și versetul 3 ne revelează cele trei legi și foarte important să înțelegem lucrurile acestea și anume... Există o lege, versetul 2 spune așa: legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Foarte important că este în Hristos Iisus. În afara lui Hristos nu există o astfel de lege. Ce observați, asta este legea Duhului de viață sau legea Harului, cum o numim noi. 2. Zice Pavel aici, tot în versetul 2, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Aceasta este în firea noastră, în însăși firea noastră pământească, legea păcatului și a morții. Spunea un autor puritan, William Gurnall, că diavolul profită foarte mult de firea noastră pământească, din cauza că prin căderea lui Adam, noi ne-am mutat din palatul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu în grădina Edenului într-o colibă, într-o cocioabă. Și coliba asta are acoperișul format din paie. Și atunci când vine focul ispitei și când zboară săgețile arzătoare ale celui rău, ele se înfig într-un acoperiș de paie și mintea noastră se aprinde de poftă. Și se întâmplă ceea ce spune aici, legea păcatului și a morții. Dar, spune autorul acesta, a trăit prin anii 1660 și ceva, dar e foarte actual ce a zis. Zice, ceea ce putem să facem noi este să udăm bine acoperișul de paie cu lacrimile rugăciunilor sincere înaintea lui Dumnezeu, a mărturisirilor, a rugăciunilor de cerere, de mijlocire. Și atunci când vine diavolul cu săgețile lui arzătoare, nu mai are ce să ia foc, pentru că mintea noastră este liniștită și potolită în Hristos Iisus. Aici este secretul. Ce observați, sunt două legi aici. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus, legea păcatului și a morții, și apoi, atenție foarte mare la versetul 3.
Zice, căci lucru cu neputință legii. Acum despre care lege e vorba? Despre legea Duhului sau despre legea păcatului? Despre niciuna. Este total vorba de o altă lege. E legea Vechiului Testament, legea Vechiului Legământ, despre care se vorbește în capitolul 7, că noi ne-am căsătorit cu legea și dacă unul din cei doi moare, atunci este dezlegat de celălalt. Și atunci a venit Hristos și a murit în locul nostru și noi am murit față de legea Vechiului Legământ, care ne spunea să nu faci cu tare, să nu faci cu tare, să nu faci cu tare. Era un fel de indicator spre iad sau spre rai, ne arăta exact drumul, dar noi n-aveam puterea ca să mergem pe drumul cel bun. Și atunci a venit Hristos, a murit în locul nostru, ne-a dezlegat de căsătoria cu legea Vechiului Testament, care spunea că plata păcatului este moartea, ne-a căsătorit cu El, am intrat în legea Duhului de viață și trăim prin Iisus Hristos spre slava lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Deci, fraților și surori, sunt cele trei legi, legea Duhului, legea firii și legea Vechiului Legământ, legea Vechiului Așezământ. Și noi trebuie să ținem de legea Duhului, de legea Harului, pentru că observați ce spune aici Apostolul Pavel. Primele două legi, legea Duhului și legea firii pământești, fiecare dintre ele au cel puțin trei caracteristici. Odată, îndemnuri, versetul 1 spune... Acum, dar nu mai este nici o osândire pentru cei ce sunt în Iisus Hristos, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Observați că și firea și Duhul au îndemnuri. Adică ție-ți vine la nivelul minții să faci ceva și acela este un îndemn. Acum, problema care este? Este îndemnul Duhului sau este îndemnul firii? Atunci când îți vine să ajuți pe cineva, să-i dai ceva, de unde vine contra, gândul contra, zice, nu-i dacă cred că se preface. Atunci când vrei să-ți iei o zi de post, de unde vine gândul să-ți spună, lasă postească alții că ai postit destul. Atunci când vrei să citești în Biblie, de unde vine gândul să spună, mai bine uită-te la un film că e mai simplu. Atunci când vrei să te rogi, de unde vine gândul ca să spună, du-te și întâlnește cu prietenii, lasă să roage bătrânii? De unde? Vedeți? Sunt lucruri contra, vine Duhul Sfânt și îți șoptește, fă asta, fă asta, fă asta, și vine imediat firea pământească, dar de ce să faci? Și atunci spune Pavel, am în mine o dualitate, văd în mine două legi care se bat și nu pot să biruiesc în legea firii pământești. De aceea a strigat el mai devreme în Romani, în capitolul 6, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? De aceea spunea el că din punct de vedere al gândirii lui proprii, personale, iubește legea lui Dumnezeu, dar n-are puterea să o înfăptuiască. Asta însemna că dacă el trăiește în firea pământească, nu are putere să-L iubească pe Dumnezeu și să facă ce-i cere Dumnezeu. Dar dacă este altoit în trupul lui, pomul cel nou, ramura cea nouă, seva începe să curgă de sus în jos, nu de jos în sus. Și atunci vine prin Duhul Sfânt puterea și el trăiește în legea Duhului de viață. Fraților și surori, foarte important să înțelegem, atunci când la nivelul minții ne vin îndemnuri, de unde trebuie neapărat să le discernem? De unde vine? De la Domnul sau din altă parte? Apoi, pe lângă îndemnuri, există și fapte. Vedeți că îndemnurile... Când îți vine un simțământ, un îndemn, ceva în mintea ta, imediat începe moara gândului să proceseze. Și macini în capul tău, în mintea ta, cum spune fratele Moldovean într-o poezie, într-o cântare, fie aur, fie paie. Fie aur, fie paie. Macini. Și vezi ce iese. Dacă iese tărâță, atunci ai problemă. Atunci e problemă. Ai măcinat gândurile firii în mintea, în moara minții tale. Și imediat gândurile care tu le-ai măcinat acolo se transformă în fapte. Numește acest lucru Apostolul Pavel în versetul 5 umblare. Știți ce înseamnă umblare? Umblare înseamnă să ai în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi un progres, o progresie.
Perseverența, asta înseamnă umblare. Nu, umblu un pic cu Domnul, un pic cu diavolul, un pic cu Domnul, un pic cu diavolul. Și atunci ajung în Laodiceea că nu-s nici rece, nici în clocot, nici cu unul, nici cu altul. Și atunci ajung să fiu bătut de ambele tabere, ca și acela din timpul războiului de secesiune de aici, din America. S-au gândit că să îmbrace uniforma celor din sud, de la brâu în sus, și acelor din nord să ia pantalonii de la brâu în jos, nu? Și imediat n-au mai știut care cu cine-i, băi, cu noi sau cu ceilalți. Și-o tras cu puștile amândouă taberele în el și lor ciuruit. Pentru că așa se întâmplă, cine vrea să-l împace și pe Dumnezeu și pe diavolul, e dușman și cu îngerii lui Dumnezeu și cu demonii, nu? Toți tăbărăsc pe el și îl fac nimica și până la urmă ajunge în tabăra diavolului. Dar de ce? Uite, vin îndemnuri și îndemnurile se transformă în fapte și faptele astea tot făcute, înfăptuite, se transformă în umblare. Și apostolul Pavel țintește aici și zice în versetul 5, în adevăr cei ce trăiesc după îndemnurile firii, atenție! Umblă după lucrurile firii, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și apoi este al treilea lucru, pe lângă îndemnuri la nivel de gând, pe lângă fapte la nivel de umblare zilnică, este al treilea lucru, este o finalitate, versetul 6. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fraților și surori, vreau să rămân la gândurile acestea. Versetul 3 oricum ne oferă un pod, pentru că și lucrul acesta e important, un pod între legea păcatului și a morții și legea Duhului de viață. Zice, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Iisus Hristos este podul de trecere de la moarte la viață. Acum știți care e problema și cu asta vreau să pun punct. Citeam când eram copil povestirile cu Esop, cu marele înțelept al Antichității. Se spune că la acest om înțelept într-o zi s-au dus niște tineri, pentru că totdeauna el avea o replică, avea o explicație la orice. Și niște tineri s-au întâlnit unul cu altul și au zis, băi, hai să mergem și să-l prindem pe înțelept în viclenia lui și să-i facem o farsă. Luăm o pasăre, o vrabie și o ținem în buzunar. Și când ajungem înaintea lui, îl întrebăm, cum e vrabia, moartă sau vie? Dacă ne zice că e moartă, o scoatem și arătăm, uite că mișcă, uite cum bate din aripi. Dacă zice că e vie, o sugrumăm în buzunar și arătăm, uite că e moartă. Și atunci, oricum, n-are scăpare. Și când au ajuns în fața lui Esop, l-au întrebat, băi, cum e vrabia, moartă sau vie? S-a uitat la ei și a început să râdă și a zis, băi, băieți, cum vreți voi, așa e. Fraților și surori, știți cum e viața noastră, credința noastră? Vorbește Apostolul Iacov de credința fără fapte care e moartă. Cum vrem noi? Cum vrem noi? Să știți, Dumnezeu ne-a lăsat liber arbitru, ne-a lăsat gândirea asta, ne-a lăsat dreptul la voință. Și dacă tu vrei să te rogi mai mult, nimeni nu te oprește. Au încercat în timpul comunismului să-i oprească, dar n-au reușit. În cele 10 valuri de prigoană n-au reușit. Diavolul nu reușește să prindă și să oprească puterea Duhului lui Dumnezeu, că asta e chiar din cer de la Dumnezeu și diavolul trebuie să se supună. Se rugau oamenii în închisoare, am fost în Republica Moldova și spuneau cum stăruiau și vedeau pe la fântână cei care păzeau, vedeau flăcări de foc, erau flăcările Duhului Sfânt coborite acolo ca să-i boteze pe oamenii ăia. Pentru că puterea Duhului Sfânt, nu există forță în univers să oprească, fraților și surori. Așa că viața noastră e cum vrem noi. Credința noastră e cum vrem noi, vie sau moartă. Și de aceea Domnul ne-a pus astăzi înainte lecția asta frumoasă despre legea Duhului de viață și despre legea păcatului și a morții. Și Domnul ne îndeamnă, nu poți, vino la mine, că pot eu.
N-ai dragoste, n-ai bucurie, n-ai pace, există o mină de aur, se numește Iisus Hristos Domnul, ia-L pe El și atunci alegea Duhului de viață în Hristos Iisus. Tu ești ascuns în Hristos și cu Hristos în Dumnezeu și atunci ai scăpat de firea pământească. Te lupți cu ea până la capătul vieții, asta e, da, e adevărat, dar ești în Hristos, ești biruitor și Domnul să ne ajute să înțelegem aceasta. Amin.